ați venit la o nouă prezentare ca să fim în siguranță. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău, acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Vrăjmașul nu poate să-l biruiască pe elevul umil al lui Hristos, pe acela care trăiește într-un spirit de rugăciune înaintea Domnului. Hristos se așează între el și atacurile celui rău ca un adăpost, un loc de scăpare. Făgăduința este, când va năvăli vrăjmașul cu un rău, Duhul Domnului îl va pune pe fugă. În toată oștirea satanică nu există nicio putere care să fie în stare să nimicească sufletul care manifestă o încredere simplă în înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Un apel către cer făcut de cel mai umil dintre sfinți îl înspăimântă pe Satan mai mult decât hotărârile din guverne sau poruncile împăraților.